cum ați privit în calitate de judecător nenumăratele ieșiri în stradă în numele justiției, invocându-se justiția și folosindu-se justiția drept armă politică de bătălie într-o tabără și alta. De mai bine de 2 ani de zile, în România, este o luptă care a coborât în stradă, sunt meeting-uri, sunt proteste și la fiecare meeting se pronunță numele justiției. Nu, justiția nu se face nici în meeting-uri, nici la televizor, justiția se face în sala de judecată. Eu, ca judecător, nu am nevoie să vină cineva și să pledeze pentru independența mea sau pentru libertatea justiției, pentru că independența, eu am mai spus lucrul acesta, ține de fiecare dintre noi. Credeți-mă, poate să-mi scrie 10 legi faptul că sunt independent, dacă eu în sufletul meu nu așa simt și nu așa acționez atunci când sunt cu dosarele de față, este o formă fără fond. Nu, e greșit faptul că se folosește justiția. În general, știți că justiția a fost folosită atunci când, pentru toate relele pământului sau atunci când a convenit. Funcție de interese context, a fost folosită. Ceea ce nu este în regulă. Adică 30 de ani aproape de la Revoluție, nu? 89, mai un pic, și facem 29 de ani și 30 anul viitor. N-am învățat exercițiul democrației, din păcate. Simțiți un gust amar ca, mă rog, față de ceea ce ați învățat în facultate, raportat la ceea ce se întâmplă astăzi în societate? Un gust amar este legat, repet, de volumul de muncă. Nu așa m-am imaginat ca judecător. Stând 7 zile din 7, și credeți-mă, dacă pun pe foaie viața privată cu viața profesională, la viața privată îmi dă cu minus. Sunt convins de lucrul acesta, mai ales că sunteți un om dedicat și recunoscut ca un judecător care, mă rog, nu ignoră regulile obligatorii, faptul că de cele mai multe ori munciți și în weekend, că aveți motivări de redactat, că aveți căruciorul acela care vă obsedează.